Eu mă mișc între acest dialog al lui Moise și predica de pe munte. Se spune de obicei că omul e un animal rațional perfectibil, nu? Da, sir. Păi Mântuitorul e mult mai generos. Zice, fiți voi dar desăvârșiți cum desăvârșit e Tatăl vostru cel din cer. Nu exclude aspirația la perfecțiune Mântuitorul a credinciosului. Morala laică arată că omul, orice dicționar filosofic sau etic laic, că omul se mișcă asimptotic la perfecțiune, pe care nu o poate atinge niciodată, da. Niciodată. Că perfecțiunea ar fi, cum ziceau medievalii despre Dumnezeu, că e ens realissimum. Numai Dumnezeu e perfect. Da. Dar vezi, Mântuitorul e generos. Ne raportează la stăpân. De altfel, țin să spun că tot ce gândesc eu teologal nu e teologie propriu-zisă. Că nu vreau să cad în eroarea unui mare gânditor politic spaniol, i-am uitat numele, care a fost lichidat într-o polemică teologală cu un călugăr. A avut scule mai multe la teologice decât el. Eu n-am pretenția că sunt teolog. Eu mă mișc în măsura în care pot teologar. În care pot, eu. În care pot să înțeleg lumea dogmelor care e opusă lumii normelor. Omul e guvernat pe pământ, că vorbesc de morala publică, de două morale. De morala dogmelor, care e creștină, eternă, adică absolută, și morala normelor, care sunt construite pe puținătatea și imperfecțiunea omului, de legiuitor. Că nu poate avea autonomie. Dacă adevărul nu e revelat, intelectul e neputincios. El poate să-l primească, nu poate să-l caute și să-l determine. Am avut o mare dificultate la acest mare mistic, care recunoaște și dumneavoastră că dacă nu e revelat adevărul, nu e. Nu există adevăr nerevelat. Este cuvântul. Și precizia cuvântului, deci duce și la niște relații exact între oameni. Comode. Da? Comode și utile. Omul autonom poate fi util când explorează universul și viața, poate fi util, poate fi comod mental și material. Este adevărat că autonomia, din punctul meu de vedere al adevărului unic care e revelat, că Dumnezeu trebuie să se arate cum s-a arătat, nu? Din punctul meu de vedere, omul autonom, oricât ar explora el viața și universul, n-are acces la adevăr, fără revelație. Fiindcă se împiedică de adevărul tuturor adevărurilor, adică de adevărul unic, principiul unic al tuturor lucrurilor care e Dumnezeu. Credință e incidența divină care poate revela adevărul. Eu nu admit decât pistis, adică credința, adevărul secundum fidem, după credință. Că dacă nu există credință și nu există Dumnezeu, nu există adevăr. Fără Dumnezeu, fără credință, omul devine
un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Nici nu poate stabili când a apărut. Dumneavoastră aveți informații cum ați apărut în formă de Homo sapiens, cum sunteți acum. Când ați apărut așa? E o întrebare foarte grea. Evoluționiștii ce îndrugă minciuni? Nu. Nici nu merită să-i consider, sunt ridicoli. Nu a fost un exercițiu intelectual, am putea spune, și de ficțiune. Nu, domne, evoluția e o ipoteză de travaliu, atât, o ipoteză de lucru.